Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, într-un nou carusel al vieții. Iată, ne-am gândit pentru rubrica Eveniment să vedem cum țin oamenii la obiceiuri și dincolo de granița județului nostru. Așadar, vă vom prezenta ce înseamnă tradiția bunului simț la Chiheru și Uriseni, în județul Mureș. Ca și în anii precedenți, locuitorii comunei Chiheru de Jos au ținut să încununeze eforturile depuse pentru recolta din acest an cu o sărbătoare câmpenească. Sărbătoarea s-a desfășurat cu chemarea de către tineri care, în căruțe și călări, au făcut invitații pentru cele 4 sate de a participa toată lumea la sărbătoare. Este un prilej de socializare, de întâlnire a membrilor comunității, de a se revedea după un timp îmbrăcați în frumoasele costume populare moștenite chiar de la bunici. La această sărbătoare, portul popular tradițional a fost obligatoriu. În timp ce tinerii interpreți evoluau pe scenă, participanții la sărbătoare se puteau delecta cu mici și bere, cotlete la grătar, cu produse culinare și de artă meșteșugărească tradițională. Haideți să pătrundem împreună în atmosfera de sărbătoare de la Chiheru de Jos din Mureș. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spun de aici, din Chiheru, o localitate undeva pe lângă Sovata, unde astăzi are loc un frumos eveniment. Odată în an, bineînțeles, ca în alte multe localități din România, se țin zilele Chiherului. Domnul primar de aici, din Chiheru, s-a zbătut ca și de data aceasta, această zi, de fapt cele două zile, pentru că și sâmbătă și duminică se serbează zilele localității, să fie totul așa ca la carte. Așadar, aici au adus 30 de metri de mese pline cu grătare, unde sfârâie carnea și micii, o scenă unde vor evolua de la copii la tineri, tinere talente care vor să fie cunoscute, de la produse ale meșteșugarilor care au venit să-și vândă produsele, până la multă, multă voie bună și distracție. Iar ca ceva inedit, dintr-o altă comună învecinată, vor sosi cu căruțele tineri, băieți și fete îmbrăcați în frumoase costume populare, care vor împărți celor pe care îi vor întâlni în drum pe la porți o gură de pălincă și câteva plăcinte cu brânză absolut delicioase, credeți-mă, pentru că eu le-am gustat. Așadar, îi așteptăm pe tineri care și chiuie și cântă și își poartă cu mândrie și respect frumosul port popular. După cum vedeți, și eu sunt îmbrăcată la fel, am primit un costum popular autentic, un costum popular care datează de peste 100 de ani și îmbrăcați frumos, așa cum vă spuneam, vor veni aici, pe pajiștea unde se desfășoară evenimentul, chiuind și împărțindu-ne probabil și nouă aceeași gură de pălincă și plăcintele cu brânză tradiționale, iar apoi se va lăsa cu distracție și astăzi și mâine. Așadar, bun venit la zilele Chiherului, haideți să ne distrăm împreună și să vedem ce înseamnă să păstrăm o tradiție adevărată aici, într-o localitate din România. Membrii ansamblului Moștenitorii de aici din Chiher
Sunt Ceterașii, mă pup pe toți și vă salut cu mult drag. Sunt de vorbă acum cu domnul primar al comunei Chiheriu, vinovat de tot ce se întâmplă astăzi aici și nu doar astăzi, pentru că este a doua zi. Ce înseamnă aceste zile ale Chiheriului, o dată pe an? Sărbătorim ziua chiherenilor și urisenilor. Comuna noastră este constituită din patru sate, două, Chiherul de sus, Chiherul de jos, și două sate Urisiu, de sus și de jos. O dată pe an, cam la 1 septembrie, în jurul datei de 1 septembrie, sărbătorim acest eveniment care de fapt este un moment de socializare, de întâlnire, de rememorare, de reculegere, de a se întâlni oamenii cu oamenii, să-și spună lucruri frumoase și să-și facă bine pe cât pot. Aproape de fiecare dată m-am repetat spunându-le că pe lângă toate problemele care le avem, inerentele greutăți, bucuriile mai mici sau mai mari, nu ne face nimeni o zi frumoasă sau un moment plăcut decât dacă avem grijă să ne facem noi. Este un lucru atât de simplu și atât de valabil, atât în casă, cât și în societate, pe strada care locuim, cu vecinătatea, și de aceea e foarte important oamenii să se bucure, să socializeze, bucure de aceste sărbători. Însă cu aceste ocazii, încet, încet, au învățat să-și adune copiii acasă, să-și cheme să vină ei, să vină prieteni de-ai lor, să vină vecini din orașe, să vină lume căreia îi dragi aceste meleaguri, și astfel se face o selecție destul de interesantă privitor la lumea care participă. Lumea care vine aici, în general, covârșitorul procent este lume ce vine cu gândul bun.
să-și întâlnească prieteni, să-și întâlnească rude, să vadă niște vârste pe care i-au văzut de foarte mult timp în copilărie, să socializeze un pic, e pretențios cuvântul, deci să schimbe păreri privitor la viață, la lucruri pe care le-au cunoscut în copilărie și în tinerețe și să se încarce de bine cei mai mulți. Vârstnicii știu foarte bine să facă acest lucru. Aici la Chihero nu sunt doar localnicii, ci sunt persoane care au venit și din satele sau localitățile învecinate, tocmai pentru acest motiv. Iată un cuplu foarte frumos, ea este îmbrăcată extraordinar de frumos, au și pe cap tradițional, nu? Ce sunt astea? Clop și pălărie? O pălărie tradițională de la Muzeul de Paie, de lângă lacul Bezid. A, și să înțeleg că v-ați cumpărat astea special pentru ziua de astăzi? De la Bălci. Ați fost la Bălci, deci ați și făcut cumpărături, nici n-a început bine și v-ați și făcut poftele. Bine, văd că ea este foarte frumoasă și fata este foarte frumoasă. Tradițional locului, dar nu contează. Sărbătoare merită. Ceva autentic. Da, ați venit special de acolo pentru aceasta. E primul an când veniți aici? Da, desigur, e primul an și ne place foarte mult. Așteptăm să vină și animalele acum. Am înțeles că o să fie cumva o mini-expoziție de animale de rasă, ceva mai reprezentativ din specii deosebite. Dar ce ziceți de acest alai de căruțe pline cu tineri, îmbrăcați toți în costume populare, care merg totuși kilometri întregi dintr-un sat învecinat până aici? Este frumos, mai ales că în perioada în care ne aflăm, satul românesc cumva dispare încet încet. Este foarte important să păstrăm niște mici tradiții, chiar dacă sunt rare, aceste manifestații sunt binevenite și foarte frumoase și cred că obiceiurile și datina locului. Acest lucru mai puțin contează pentru persoanele de aici, cât contează pentru țară în general, pentru că tradiția de acolo plecăm. Așa nu, e. Tradiția nu s-a născut la oraș, acolo de obicei moare. Veșnicia s-a născut la sat, tradiția rămâne tot la sat, iar timpul stă în loc aici. Vai, ce frumos, da, chiar că timpul stă în loc și eu cred că această poveste frumoasă, numită Zilele Chiherului, cu plecarea și cu defilarea căruțelor, îi unește pe oameni, pentru că te duci pe la fiecare poartă, parcă așa, simt că oamenii sunt mai ca în familie. Oamenii dai binețe. Ce au din bucatele lor tradiționale, specifice. Împărtășim energia pozitivă, cum zic alții, karma. Karma, da, și karma cred că s-a și născut în România, au luat-o indienii mai târziu. Au așa, ceva bun și noi am luat-o înapoi acum de la ei. Noi zicem voie bună și prietenie. Prietenie care este mai presus de orice relație de rudenie. Și aș mai spune încă ceva și iubire. Cel mai frumos sentiment și când mă uit la voi doi, chiar că pot spune asta. Așa că vă felicit că sunteți frumoși și că sunteți astăzi aici alături de un eveniment așa important, să zicem. Și puteți să vă și pupați. Sărut. Pe mine m-a impresionat acel obicei al tinerilor care, așezați în căruțe, vin și împart o gură de pălincă, o plăcințică și acela este un mod de a socializa, de a se împrieteni, de a fi mai aproape, așa, ca o familie. Foarte frumos obicei. E un obicei vechi, am înțeles, la care țineți și pe care l-ați perpetuat aici. Da. De fapt, prima zi, cum ați văzut, este ziua începutului de sărbătoare, ziua, cum folosim noi termenul, autodemarării sărbătorii, când tinerii aceia în căruțe, fete și băieți, fac invitație. Prin acele chiuituri, invită lumea la sărbătoare. Deci, este un ritual care se practica și se practică la chematul anunț. Tot în forma aceasta, cu zurică, cu colac, cu sare, cu pâine, prin care oamenilor le dea lumea ce făcea, era și atunci marketing. Le atrăgea atenția și încărcai de o tendință de a participa prin servitul unei părel de țuică. Mai ceva decât să primești o invitație în poștă, nu? Exact, sau pe mail. Da. Da. Că
Ați văzut ce farmec au acești tineri. Da, sunt minunați. Minunați în căruțe, ca aici, animale frumoase, în căruțe. Dar se vede că le place să facă ceea ce fac. Le place foarte. Și le place să poarte cu respect costumul popular, da, care nu trebuie să se piardă. Este absolut minunat acest costum din zona asta. Revie foarte interesant, cel puțin în zonele astea, câte la noi suntem o fundătură aici, sub munții Gurghiului, unde revie folclorul într-un fel. Evident că schimbat sau adaptat la zilele noastre, dar copiii gustă. Copiilor, dacă le prezintă, vedeți chiuiturile acele, le-au învățat de la mame, de la vâznici. Deși a fost o perioadă bună când au fost întrerupte lucrurile astea. Perioadă bună și interesant că au fost părinți care au învățat pe copii ce înseamnă chemat, chiuit, cântat, toate amănuntele astea care le-ați sesizat ieri. Mulțumesc frumos! Costumul acesta pe care îl port eu este un costum cu o vechime de peste 100 de ani? Da, da. Din zona Chiherului de jos. Catrința e veche. Cămașa și poalele sunt mai noi făcute, dar tot după modelul original. Dar cum de le-ați păstrat atâta timp? Păi, ne-au plăcut, ne-am străduit să le păstrăm în condiții bune. Că e aproape nou-nouț și are peste 100 de ani. Da, s-a păstrat. Și astăzi ce eveniment e aici la Chiheriu? Astăzi sunt zilele comune Chiherului jos. Și oamenii vin așa îmbrăcați? Nu prea. Adică nu mai are toată lumea costum. Mai mult mâine o să fie la biserică majoritatea îmbrăcată. Tot așa? În costume ca al meu? După masă, acolo unde o să fie spectacol și... Mulțumesc, așa o să fiu fericită astăzi îmbrăcată așa. Mulțumesc! Iată, suntem aproape de Pajiștea unde se întâmplă evenimentul și stăm de vorbă cu câțiva oameni care locuiesc chiar aici și care așteaptă convoiul să vină. Domnul este chiar localnic. Chiar aici, stați foarte aproape de... Da, la 100 de metri. Dar spuneți-mi, cum este această tradiție? Pentru noi este premieră, prima dată când vedem așa ceva. Deci, la noi se ține tradiția... Cam de mult. De ani de zile? Da, de ani de zile. Deci nu mai acum de când este domnul primar. Da, s-a ținut și înainte. Și înainte. Da. Bun. Și acești tineri, pe mine mă interesează un lucru. Cum de mai au ei costumele astea populare așa de frumoase? Că noi am văzut când au plecat și mi-am urmărit un pic așa pe traseu. Păi costumele se moștenesc. De la părinți, de la bunici. Și tradiția asta cu împărțitul o gură de pălincă și o prăjiturică acolo. Așa e frumos, nu? Da, adică mie mi se pare că e așa ca o prietenie între oameni, între localnici. Da. Sunt patru sate, lămuriți-mă și pe mine. Da, patru Urisiu sate. De sus, Urisiu de jos, Chiherul de sus, Chiherul de jos. Și de ce vine din Urisiu și nu sunt aici din Chiheru? Sau așa e? Păi aici e comuna, la Chiherul de jos. A, și ei vin din satul din Urisiu? Da, din satul vecii, vin aici și ei. Și sunt tinerii satului de acolo? Da. Bun. Sunt foarte mulți. Că am înțeles că au umplut vreo patru căruțe cu vreo aproape 100 de tineri. Normal, 4, 5, 6 căruțe sunt și călăresc vreo 30. Și am văzut că e și domn primar în căruță. Da, normal. Cu doamna. Așa se face, cu șeful în frunte, nu? Așa este. Și iată, în sfârșit, după 4 ore de cutreierat pe străzile celor 4 sate, iată-i că vin aici pe platoul de la Chiheriu, unde se desfășoară zilele Chiherului, mândri în șa, cu costume frumoase și cu steagurile fluturând, fetele chiuind. Este un peisaj extrem de pitoresc.
Recunosc că înainte să plec în Tenerife, nu auzise mare lucru despre parcurile de pe insulă. Loro Park, în traducere Parcul Papagalului, este una dintre cele mai renumite grădini zoologice din lume. Aflat în partea de nord a insulei Puerto de la Cruz, parcul a fost votat drept grădina zoo numărul 1 a Europei și a doua din lume. Loro Park a fost deschis în decembrie 1972 cu doar 120 de papagali, o cafenea și un magazin de suveniruri. Interesant e că, inițial, parcul avea doar 13.000 de metri pătrați, iar astăzi s-a mărit de peste 10 ori. Primii locuitori ai Loro Park, așadar, au fost niște papagali, mare parte dintre ei provenind din traficul de păsări exotice. Încetul cu încetul, în parc au început să apară fel și fel de necuvântătoare. Imaginați-vă că astăzi există o zonă specială destinată pinguinilor, care reproduce habitatul lor natural. Există și gorile, cimpanzei, urși panda, feline, o zonă dedicată vieții acvatice, aligatori, iguane și broaște țestoase. Dar atracția principală o reprezintă delfinii, orcile și leii de mare. Fiecare show se ține în fața câtorva sute, chiar mii de oameni la arena de profil. E aproape ireal să vezi câtă mobilitate și cum pot fi dresate orcile. Amuzant este faptul că cei care participă prima oară la acest fel de show încearcă să prindă loc în tribună cât mai aproape de bazin, ignorând pancardele pe care scrie clar: atenție, veți fi udați în aceste zone. Și se duc oamenii noștri în față, iar la un moment dat orcile fac turul bazinului și stropesc pe privitori cu coada. Cimpanzeii și gorilele sunt atracția care te amuză copios, iar pădurea de palmier te transpune parcă în alte zone ale lumii. Vă invit așadar la Loro Park în Puerto de la Cruz, Tenerife. Tenerife, mai precis din Puerto de la Cruz, din nou, pentru că astăzi vom intra în lumea fascinantă a unui parc. Se numește Loro Park. Statisticile spun că ar fi parcul cu cel mai mare număr de vizitatori din lume, la concurență chiar cu Disneyland. Vom vedea aici o multitudine de specii, de animale, primate, papagali, show-uri cu delfini și așa mai departe. Mai bine vă las să urmărim împreună tot ce vom descoperi în Loro Park din Puerto de la Cruz, Tenerife. Oh,
De când era mic, și-a dorit să cânte. A debutat la serbarea de sfârșit de an, la doar 6 ani, cu trecea fanfara militară a lui Dan Spătaru la școala numărul 11 de pe strada Lămâiței, unde locuiește și acum. Între timp, muzicianul a devenit un tenor celebru pe marile scene ale lumii. În 1993 s-a întâlnit cu Viorica Cortez, importantă artistă a operei mondiale, moment de cotitură pentru drumul său muzical. Mircea Michael Vanca a pierdut cetățenia română în 1985, dar a câștigat o carieră în Franța și a cântat pe cele mai mari scene ale operei alături de Placido Domingo, Angela Gheorghiu și Montserrat Caballe. Vorbește 8 limbi și cântă la aproape orice instrument îi cade în mână. A fost printre cei din prima generație a cenaclului Flacăra în 1975, unde a ajuns împreună cu Gheorghe Gheorghiu, care i-a rămas prieten până astăzi. Mircea Vanca. Țineți minte, această voce absolut senzațională ar trebui ascultată mult mai des și difuzată cât se poate de mult, pentru că reprezintă o inestimabilă valoare pentru noi românii. V-am regăsit, doamnelor și domnilor, la rubrica Artiști Mari și Mici, tot aici, la Velo Coffee, tot aici, în acest loc de poveste, îl numesc eu, unde de fiecare dată ne simțim foarte bine. Astăzi eu mă simt foarte bine pentru că l-am invitat pe un bun prieten, și anume Mircea Vanca, cel care m-a bucurat de fiecare dată cu prezența în emisiunile mele sau în spectacolele sau evenimentele caritabile la care n-a spus niciodată nu. Bine te-am regăsit, Mircea! Bine te-am găsit, bine v-am găsit, dragi spectatori. Ești un... Să te fugă. Să te fugă, va fi un interviu fulger. Deci, dar că... sperăm că nu e un interviu în fugă, stăm aici. Am lăsat mâncarea pe foc și trebuie să merg urgent acasă. Nu, era venit cu scuterul, nu știu cum a lăsat mâncarea pe foc, dar bine, noi după emisiune să înțeleg că vom merge la Mircea să mâncăm. Așa, sau la niște prieteni, că o să aduc eu aminte, are el niște prieteni extraordinari unde am mâncat odată și unde dulcețurile sunt... La Mărtănuși. Da. Dar până la a mânca, acum ne gândim noi tot la mâncare, hai să ne gândim la cine este Mircea Vanca. Și nu aș vrea să-l prezint eu, pentru că eu dacă vă spun tot ce știu despre el, o să treacă tot spațiul nostru de emisiune și las pe el să concentreze, adică îi dau lui emisiunea cea grea. Cine sunt? Am pasat. Eu sunt, mi-a dat pachetul descurcă-te, da. Sunt același pe care îl știți dumneavoastră de atâția ani și în afară de asta putem să adăugăm la ce știați până acum că în vara asta am făcut niște drumuri în stânga, în dreapta, niște spectacole mici, mai ales prin Moldova, la Târgu Neamț, la Bacău. Apoi puțin mai jos, pe la Măguri, la Înfloreș, Prahova, am întâlnit niște oameni minunați, câteva spectacole grozave și la Brașov, de asemenea, împreună cu tine. Da. Momentul cel mai drăguț al verii a fost acum vreo 2 săptămâni, când mi-am revăzut profesoara de canto, pe doamna Viorica Cortez. Am văzut o poză pe Facebook, da. La Tescani, la Conacul Rosetti Enescu. Întâmplător sau era aranjat? În fiecare an merg acolo când însă are masterclass. Și în fiecare an merg să mă mai întâlnesc mentorul, profesor. Și să mai cântăm puțin. A fost de data asta și o întâmplare, a fost ziua celebrei pianiste Alina Pavalache, prietena noastră. Și vreau să spun că am chefuit extraordinar la Tescane, a fost un moment superb. Am atins pianul lui George Enescu, pentru că eu, nefiind pianist, n-am să spun că am cântat la pian. Am atins pianul lui dar George Enescu. Ai cântat și cu vocea. Am cântat cu vocea, dar... Pentru că are o voce extraordinară. Am atins clapele acelea... Sfinte, putem spune, da. Un curent electric prin degete, atingând și fiind în acele locuri superbe.
Dar n-ai spus. Nu, vreau să spun. N-ai spus. Nu, tenor. Nu, tenor, ok. Tenor. Eu aș vrea să facem așa. Cel mai bine, cei care nu mă cunosc, ar face foarte bine, dacă vor să mă cunoască, să caute... Mircea Banca pe YouTube. Pe YouTube, pe internet. Și atunci cred că este... Ia uite, deja este un test. Este cel mai simplu. Foarte, foarte interesant. Cel mai simplu să mă cunoască, pe vezi? Da. Decât să încep eu să povestesc cât ce om minunat sunt și cât de plin de talent și câtă modestie. Zace în tine, da. Deci bine să... Nici nu trebuie să-l cunoașteți, stimații noștri telespectatori, pentru că este suficient să-l auziți cântând. Pe mine, așa, mi se ridică pielea, pentru că... Te emoționez, tu. Da, eu mă emoționez. Păi dacă... El știe că eu am o melodie care îmi place foarte mult, pe care o cântă Mircea, și anume... Una furtiva lacrima, cred. Și mai e una, hai. Nu mi-am amintesc. O Sole Mio? Păi, prea mult, da, O Sole Mio. Te rog. Deci, face nu că... Face parte din istorie. Face parte din istorie și eu am acolo la loc de cinste, și vreau să vă spun că el spune că toată vara asta a umblat și a făcut, adică a fost la concerte, foarte frumos, dar mie mi-a plăcut, pentru că eu am participat acolo, acel eveniment de la Casa Junilor, unde a venit Mircea, a venit cu o zi înainte să repete puțin, să vadă cum e cu sunetul. Eu mă învârteam pe acolo fără prea multă treabă, voiam să văd și eu locația și la un moment dat Mircea începe și cântă, el nu știe acum ce vreau să spun, și începe și cântă și Dumnezeule, la un moment dat s-a făcut liniște, treceau oamenii pe stradă, săracii nu înțelegeau, e un difuzor, cântă chiar, e viu cel care cântă. Bun, senzație. Organizatoarea Alina Samoilă zice, va, Irina, pe cine mi-ai adus aici? Zice, Doamne ferește, zice, mi-ai zis că, cum? Zice, dar omul ăsta de unde a venit? De la Milano, de la Scala, de la zic, nu prea greșești, pentru că ea a zis-o efectiv. Ce mi-e Scala de Milano, ce mi-e Brașov? Da, ce mi-e, bineînțeles că e acela, mai ales că tu iubești mai mult Brașovul decât Italia, tu iubești mai mult Franța, ca să fim sinceri, că acolo ai stat mulți ani. Și vine și momentul... 33 de ani. Foarte mulți ani, mă scuz, rectific, 33 de ani. Așa, și vine și momentul să cânte Mircea într-o după-amiază spre seară. A fost delir, deci nu vă pot explica cum. Asta se întâmplă de fiecare dată, foarte ciudat. Lumea la început nu e atentă, după care e un moment de mirare, cum ai spus tu, după care toată lumea încremenește. Pentru că multă lume nu știe ce este opera. Multă lume nu a văzut niciodată cântând pe cineva decât pe Andrea Bocelli în registrări din diferite spectacole. Și când se întâmplă live, înregistrez de fiecare dată surpriza publicului și mă amuză foarte, foarte mult. Toată lumea întreabă, dar când mai cântați și unde mai cântați? Dar eu nu știam cum să-l fac să mai cânte. Deci săracul, bun, l-am pus să vină să cânte o melodie, două, trei, dar după a treia imaginam că trebuie să mai fie vreo 10, că nu ajunge. Și organizatoarea îmi făcea zi să mai cânte. Am un repertoriu de cel puțin 7 ore non-stop, așa că data viitoare putem să facem un spectacol de 7 ore. Nu fără să ne oprim. Dar mai are și folk. Deci Mircea Banca nu e doar tenor. Cântă și muzică folk. De când îl rog să mi-l aducă pe prietenul lui Gigi, cum îi spune el, Gheorghe Gheorghiu, da, la o emisiune. I-a fost prin Brașov, dar aleargă foarte mult, că are multe obligații, acum era pe la mare și pe sună pleacă în America din nou. Bine, și se întoarce abia anul viitor. Așa că... Anul viitor, dacă nu mergem noi în America și îl filmăm, că nu e așa o problemă, că avioanele circulă, slavă Domnului. Haideți să vedem câteva imagini de acolo, de la Casa Junilor, ca să nu credeți că vorbesc gratuit, cu Mircea Banca. Guido del mare Lucia e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uno abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si sentisce la voce e ricomincia a cantare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene so.
quando vide luna uscire di una nuvola mi sembrò dolce anche la morte. Guarda negli occhi da ragazzo. Bun, sper că v-am lămurit. Cum a fost? V-a plăcut? Sper că vi s-a făcut așa pielea de găină, pentru că e drept, una e să vezi la televizor, alta e să fiți acolo. Eu propun să mai creăm evenimente din acestea, să facem mai multă promovare, să vină mai multă lume și să dea toată lumea dreptate, pentru că am. Sper și știu că, ce spun. Sper că la toamnă să pot să vă invit la un spectacol. Am o colaborare și de suflet și muzicală cu un artist excepțional, cu Eugen Mihăiescu, șeful trupei Krypton, și care este un instrumentist și un compozitor și un om deosebit. Am bucuria să colaborez cu el și avem un proiect, n-am să spun exact despre ce e vorba, este puțină operă pe acolo și niște gitare electrice, dar atât. Și probabil, dacă timpul ne va permite, în toamnă veți auzi niște noutăți despre noi. Atâta vă spun. Mulțumim tare mult, Mircea. Mă declar încă o dată și mă repet, emoționată și onorată că te am în preajmă. Iar pentru că tu m-ai rugat pe mine să aleg un moment cu tine. O solemnie. O solemnie, da, cred că aș alege o solemnie. Bine, n-am să spun deocamdată ce am ales, o să te uiți și tu și o să urmărești, iar pentru dumneavoastră încheiem cu un moment artistic de excepție, semnat Mircea Vanca. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, domnilor și domnilor, vă doresc de aici, de la Velo Coffee, numai bine, toate cele bune. La revedere! La revedere! Giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, nell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Sole se ne scende, me viene quasi la malinconia. Sotto la finestra tuia restaria, quando fa notte e un sole se ne scende. Ma